Avem un cuvânt în această dimineață despre un singur lucru. Și pornim cercetarea noastră, pentru că va fi un mesaj de cercetare, de recalibrare a vieții spirituale, din Psalmul 27:4. Cei care aveți Scriptura, îl deschidem și îl putem recita împreună, este un singur verset, Psalmul 27:4, unde apare această expresie. Să recităm așadar acest verset cu voce tare, rar, respectând punctuația. Începem. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minuez de templul Lui. Amin. Ne rugăm. Doamne, te rugăm să ne cercetezi în casa Ta și să faci ordine în viața noastră. Ne vei vorbi la toți, vei acoperi mai multe domenii din viața noastră, unde suntem vulnerabili, unde de mult n-am făcut ordine. De aceea noi suntem pregătiți și te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească la toți și să plecăm de aici cu decizii care să schimbe traiectoria, etosul vieții noastre. Îți mulțumim că vei face, pentru că te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi de toate, mulțumesc Domnului că sunt din nou cu Biserica Betel. Sunt deja de o săptămână aici. Am avut împreună cu fratele Marius cursuri pentru slujitori. Cred că am intrat în al 11-lea an cu acest program care se numește doctorat. E un doctorat profesional și strânge slujitori din toată țara și din diasporă. Și vreau să vă mulțumesc în numele colegilor a școlii pentru găzduire și nu numai. Ne-ați răsfățat aici ori de câte ori am venit. Dumnezeu să vă răsplătească. De asemenea, salutări vă aduc și din partea Bisericii Golgota, din Timișoara, acolo unde slujesc în echipa pastorală. Da? Ok? E bateria, cumva? Și trebuie să vă salut și din partea soției mele, Tatiana. Despre un singur lucru, acesta e mesajul dimineții. Am găsit în mai multe texte biblice această expresie. În această dimineață am selectat doar 3 expresii din Noul Testament care se potrivesc foarte bine pentru creștini. Un singur lucru se referă la ceva specific, particular, la acel lucru care devine obiectivul vieții tale, echilibrul vieții tale. Noi toți avem în viață așa numitele experiențe de vârf, de neuitat. Diverse. Ne vorbește Dumnezeu, ne vorbește cineva și răspundem cu, fără multe cuvinte, da, asta este. E ca și cum te ilumină. Experiența de vârf pentru mine este nu odată când mă întorc acasă după multe deplasări. E un alt sentiment. Experiența de vârf
este atunci când o intuiție îți poate schimba viața pentru totdeauna. Experiența de vârf este când te conectezi cu cineva sau cu un grup, cu o comunitate și e de neuitat. Experiența de vârf este când nu vrem ca acel moment să se termine vreodată. La începutul anului mi-am ales și eu un lucru care să mă ajute să mă ghideze în viața de credință și Scriptura are această calitate, Sfintele Scripturi, că mereu sunt proaspete pentru cei care citesc, pentru ei din toată, cu toată onestitatea. Eu slujesc de zeci de ani, sigur, am avut tot felul de versete cheie, m-au ajutat. Anul acesta, la început, nu știu de ce, m-am oprit pe textul din Evrei 11 cu 5. Unde, simplu, se rezumă viața lui Enoch, patriarhul. Și scrie așa: prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta a fost expresia care mi-a intrat la inimă. Deci Dumnezeu, Scriptura, când rezumă viața unui om așa de mare, important în istoria mântuirii, îi spune că a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și mi-am propus că anul acesta așa să fie și cu mine. Lucrul pe care l-am cerut Domnului este să fiu plăcut lui Dumnezeu. N-am reușit totdeauna. Încerc, mă lupt. Dar cel puțin Domnul știe inima mea și mă vede. Și ce înseamnă să fii plăcut lui Dumnezeu? Nu? Înseamnă să cauți să-L mulțumești pe El. Doar pe El. Pentru că El e prioritatea ta în viață. Nu planurile tale, nu ambițiile tale. De aceea, astăzi aș vrea să vorbesc despre priorități, de fapt. Un lucru, când spui acest lucru important, înseamnă că față de toate celelalte, e prioritar. Prioritar înseamnă să ocupe locul întâi, primul loc, ca importanță în viața ta. Întâietate, primordialitate, precădere. Și Domnul Iisus, să știți, când a venit pe pământ, a vorbit despre priorități. Vă amintiți când El a spus: eu am venit să fac voia Tatălui meu, care este în cer. Am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. Asta înseamnă că Domnul nostru lucra după priorități, nu haotic. Pentru că ceea ce punem prioritar va deveni scopul închinării noastre. Da? Și la ce ne închinăm devine Dumnezeu nostru. De aceea pentru unii banul este prioritar. Renumele este prioritar. Pentru creștini ce este? Și asta aș vrea să ne amintim. Deci această dimineață e mai mult o recalibrare, o cercetare pentru toți credincioșii. Am ales trei cazuri din Noul Testament, cunoscute, care practic vor acoperi trecutul, prezentul și viitorul nostru. Și în toate aceste cazuri și texte biblice am găsit această expresie. Da? Un singur lucru. Iată cu ce începem. În Marcu, capitolul 10, e vorba de o întâlnire pe care Iisus o are cu un tânăr bogat care a venit la el
să-l ajute să fie sigur de viața veșnică, că moștenește împărăția. Deci am intitulat din expresia, din textul nostru, prima prioritate, lucrul care îți lipsește. Care este un singur lucru care lipsește în viața ta? Pentru că Iisus, după ce tânărul acesta este testat cumva de Iisus și îl întreabă Domnul, tu păzești poruncile? Era un om religios, evreu. Păzești poruncile? Da. Și Iisus îi amintește poruncile care au de-a face cu semenul. Nu cele care au de-a face întâi pe verticală cu Dumnezeu, ci pe orizontală cu semenul. Și amintește, tu da, nu furi, nu, da, nu minți, nu râvnești, nu, și acest tânăr răspunde la toate acestea, pe toate le-am păzit din tinerețea mea. Extraordinar. Și te-ai aștepta ca Iisus să-l gâdile, să-l laude, știu. Dar Domnul Iisus spune textul nostru în Marcu 10 cu 21 că s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Adică i-a plăcut de el. L-a simpatizat cumva. Iată un potențial ucenic. Iată omul acesta e pregătit și moral și religios să mă urmeze. Și a spus, îți lipsește un lucru. Tânărul acesta venind la Iisus pentru că știa că îi lipsește ceva. Care era lucrul care lipsea? Și Iisus îl lămurește. Ești bogat, te încrezi prea mult în banii tăi. De aceea, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și textul spune că mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Bun, sunt lucruri de apreciat la acest bărbat tânăr. Religios, moral, înstărit, probabil că a muncit pentru a avea bani, dar Iisus pătrunde inima lui, așa cum face cu noi toți. Și din când în când, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, pătrunde noi și ne cercetează și ne vorbește. Hei, îți lipsește un lucru. Și normal ar trebui ca noi să fim pregătiți și să zicem, Doamne, spune-l, sunt gata, acum, pregătit, orice spui voi face. Tânărul nostru a primit o ofertă din partea lui Iisus. I-a scanat sufletul și i-a spus ceva de genul acesta, tinere, ești prea confortabil în religia ta. Ești prea confortabil în moralitatea ta. Ești prea confortabil în posesiunile tale. Am o ofertă pentru tine. Ieși din zona de confort. Renunță la confort. La zona unde tu te crezi sigur. Leapă-te de tine însuți. Ia crucea. Crucea suferinței. Și pune-mă la încercare. Și se vor deschide zăgazurile cerului. Și Dumnezeu va turna peste tine belșug de binecuvântare. Care era lucru care lipsea acestui om? Când spun că lipsește un singur lucru, să știți că nu este ceva superficial cum ne-am învățat, care nu atinge, adică miezul problemei. Un singur lucru nu înseamnă să ți se spună dacă faci această rugăciune e de ajuns. Nu. Un singur lucru nu înseamnă dacă urmezi planul acesta e de ajuns. Dacă reciți crezul acesta e de ajuns. Simplifică mult prea mult bogăția adevărului lui Hristos. De aceea, mereu îmi vine, acum nu scriu pe internet, dar
cine știe, într-o zi mă apuc și eu, dar măcar spun de la amvoane. Vă rog, predicatorilor, să mai încetați cu a înșela oamenii cu niște rețete ieftine, dietetice. Că cu astea seamănă. Și să oferiți oamenilor, dacă faci numai asta, nu. Hristos nu îi spune, uite aici, punctul 1, punctul 2. Un singur lucru aici se referă la ceva care îți va modifica structura vieții tale, a sufletului tău, ceva radical. E un act de credință, de renunțare, care începe cu procesul de convertire și apoi continuă. Și iată ce cred eu, că i-a cerut, s-a observat Iisus că lipsea acestui tânăr bogat. Disponibilitatea. Disponibilitatea de a-L urma pe Iisus oricând, oriunde și cu tot ce are. Iisus n-avea nevoie de banii lui, cum au predicat unii predicatori. Nu. Iisus n-avea nevoie de el și omul acela să-și dea seama că ceea ce lipsește de fapt este să fie disponibil ca să-L aibă pe Iisus cu tot ce are el. De Iisus avea nevoie acel om, să-L urmeze pe el. Dar pentru asta trebuie o stare potrivită. Lucrul care lipsea era dăruirea întregii inimi lui Hristos, fără nici un idol în ea. Și asta e oferta Domnului. Pentru noi e acest mesaj. Noi religioși, morali, stăm comozi și ne-am obișnuit în starea aceasta, dar știm că lipsește ceva. Știți ce lipsește? Să ieșim din zona de confort creată de religiozitatea noastră sau moralitatea noastră. Și nu ne place de Iisus, că ne tulbură uneori, ne întristează. Cum să renunți la atâtea proiecte, carieră, la pentru ca să te urmezi cu tot ce am pe tine? Ați auzit de cântărețul Elvis Presley. A fost un cântăreț de muzică rock foarte apreciat în toată lumea. A dat un trend nou acestei muzici. Puțin știu însă că Elvis Presley a cântat în biserică. Era bun. Era chiar prea bun și atunci s-a dat și-l seama. A început să cânte în afara bisericii, să facă carieră de rockist. A câștigat bani. A ajuns faimos. Și cu 6 săptămâni înainte de a muri, pentru că lua droguri deja, toată sănătatea trupească era distrusă, se estima că nu mai are mult. Un reporter i-a luat un interviu și i-a spus: Elvis, când ai început să cânți muzică, ai spus că vrei 3 lucruri în viață. Să fii bogat, să fii faimos și să fii fericit. Ești bogat, ești faimos, dar vreau să te întreb, ești fericit? Și răspunsul lui Elvis Presley în limba engleză a fost: I am as lonely as hell. Sunt la fel de singur ca iadul. Așa, o traducere accesibilă. Adică era bogat, era faimos, dar era singur. Îi lipsea lucrul care să-i aducă pacea, să fie plăcut lui Dumnezeu. Aceasta e prima lecție azi. E pentru noi, dragi creștini. Noi suntem cei care ne-am așezat așa într-o stare de confort. Ne place confortul.
sinelui nostru îi place confortul. Știți de ce? Pentru că e o zonă foarte îngustă acolo. Nu te deranjează nimeni. Acolo te iubești doar pe tine. Și nu permiți nimănui să îți strice ție zona aia. Și vine Iisus Hristos, te scanează ca pe acest tânăr bogat și spune, îți lipsește un singur lucru. Să fii disponibil pentru mine, oricând, oriunde. Te voi chema sau te voi trimite. Există un risc dacă vii cu mine, dar merită. Această ieșire din zona de confort trebuie să o experimentezi și tu. Tu, creștin așezat, atâția tineri am avut în fața mea de-a lungul anilor, și ca profesor, și ca păstor, care promiteau atâtea. Îl vedeam talentați, fundament bun, familie bună, educați. Dar n-am fost pregătiți să iasă din confortul lor și să facă ceva pentru Hristos. N-au riscat nimic și au pierdut. Dar am cunoscut și pe alții care au înțeles. Aici, în Cluj, mi-a povestit un fost student de-al meu de la Biserica Pentecostală, Marcel Șaitiș, cunoașteți unii, primiți mesaje de la el în Africa, dar el mi-a povestit că era traducător pentru un misionar american, care tot venea în România să motiveze românii să meargă misionar în Africa. Și el traducea. El traducea pe american. Și dă-i, cred că ori câțiva ani, mai știu. Dar odată când traducea și americanul îi chema pe alții să meargă misionari, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit lui și i-a spus, dar de ce nu te duci tu? Și gândul nu-l lăsa. Plecat acasă, s-a dus la soția lui și a spus, uite ce mi s-a întâmplat. De ce nu te duci tu? S-au rugat, au cerut lumină și Domnul i-a chemat din zona de un anumit confort, s-au împachetat cu copii cu tot și s-au dus în Madagascar, parcă sună. Minunat. Și cred că încă sunt acolo. Avea carieră de economist, că făcuse parcă și studii economice, de teolog. A Dumnezeu a spus, eu am nevoie de tine, ești disponibil? Te scot din zona de confort, dar dacă te scot din zona, și acum mesajul pentru toți, când Hristos te cheamă din zona de confort, care este zona bunăstării, comodității, lâncezirii, stagnării, Hristos nu te duce oriunde. Va fi o nouă experiență cu El. S-ar putea să experimentezi imposibilul și să trăiești mai mult prin credință decât prin vedere. Vrei tu asta? Acesta este poate lucrul care îți lipsește. Să te pui cu toată viața ta la dispoziția Domnului și El te va surprinde, te va folosi. Aceasta e prima chemare lui Hristos. Și Domnul să ne cerceteze pe toți, pentru că trebuie să te decizi ce fel de viață vrei să trăiești. Ai de ales între confort și cruce. Sper și mă rog să alegi crucea, calea crucii, a jertfii, a ucenciei și a aventurii cu Hristos. Așa să ne ajute Domnul. Și Domnul îți va vorbi ție. Nu te lua după alții. Tu, pune-te la dispoziție. El, Domnul Hristos, îți va spune lucrul care îți lipsește. Încrede-te în El. Doi. Al doilea caz, Luca, capitolul 10. Iarăși un pasaj scurt, cunoscut însă, despre o vizită pe care Domnul Iisus o face unei familii, prieteni, Marta, sora cea mare, probabil Lazar urma și apoi Maria.
Iisus vizitează casa lor și Marta, când își vede musafirii în prag, n-a fost anunțată prin e-mail sau pe WhatsApp că vin atâția. Ca orice femeie, patroana casei începe, se agită să pregătească ceva de mâncare, să primească atâția musafiri. Iisus nu călătorea doar cu 12 bărbați. Aceștia aveau familie, soții, copii. Nu știm cam câți erau în grupul acela. Experții noștri spun că undeva spre 30. Și să ai dintr-o dată așa în fața ta musafirii, ce faci? Te îngrijorezi și te frămânzi. Cum îi hrănesc? Cum să fie bine, nu? Că ai inimă bună. Dar sora sa, Maria, când vede că vine Iisus, oh, acum e momentul să stau la picioarele Domnului și să ascult. Și neglijează datoriile casei. O neglijează pe sora sa. Și stă cu Domnul și cu ceilalți. Marta e indignată. Și în loc să se ducă la sora sa, cine știe, probabil o fi încercat, dar n-a funcționat, să-i ceară ajutor, îi spune Domnului, Doamne, nu-ți pasă că sora mea nu mă ajută? Și atunci vin cuvintele Domnului. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Asta e expresia noastră. Care este singurul lucru care trebuie? Și Iisus dă verdictul. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Acum, așa, am improvizat și am asociat-o pe Marta cu urgențele și pe Maria cu importantul. Există mereu în viața noastră această tensiune, în fiecare zi, în familie, în slujire. Lucrurile importante, lucrurile urgente. Cele urgente sunt multe și pot sufoca, copleși, elimina lucrurile importante. Și ar fi practic, foarte util, să mergeți acasă, să luați, era să zic o foaie de hârtie, dar nu prea, să luați tableta și să o împărțiți în două, așa, o pagină, și să scrieți în partea stângă lucruri importante în familie și în partea dreaptă lucruri urgente. Care sunt? Povestiți. Și veți vedea că secțiunea cu lucrurile urgente va fi foarte lungă. Fiecare are ceva, în fiecare zi, rutina zilei, da, nu știu câte activități sunteți. Și sunt acolo. Cineva trebuie să le facă. Și apoi treceți și lucrurile importante, sau poate că ar fi bine să începeți întâi cu partea stângă. Care sunt lucrurile importante din viața ta? Eu aș spune întâi relațiile. Relația cu Dumnezeu, relația cu familia mea. Apoi ar veni relațiile cu biserica, cu prietenii. Și urgențele ar trebui să se subordoneze lucrurilor importante. Pentru că asta e problema cu noi. Intrăm în crize, avem certuri, conflicte non-stop în unele case, pentru că n-am clarificat care sunt lucrurile importante și care sunt urgențe. Ei, asta s-a întâmplat și în casa aceasta. Marta cu urgențele. Lucrurile urgente sunt cele care nu suferă amânare, care cer soluție imediată, da? Iar lucrurile importante sunt cele care sunt valoroase, însemnate, de bază, cruciale, vitale pentru familia voastră sau pentru biserică. Acum, cele două nu se exclud. Aici nu e competiție între important și urgent, ci e completare în funcție de ordinea pe care tu o alegi. Ordinea corectă este lucrurile importante, apoi lucrurile urgente. Și această ordine este specificată chiar de Domnul Hristos. Dacă citim la Matei 23,
cu 23. Iisus e foarte practic aici. În contextul în care el vorbea cu farisei, saducheii, deci învățători ai legii, în contextul religios, el spune așa, principiu. Matei 23 cu 23. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială, deci zona religioasă, dați zeciuială, bun, din izmă, mărar, chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate, adică cele mai importante lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea, spune Hristos, trebuia să le faceți, deci astea cele însemnate, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Urgențele. Datoria religioasă. Acum, contrastul aici, mi-am subliniat în Biblia mea, este între mărar și milă. Da. Așa, ca o metaforă. Dar Iisus, și asta sancționează și la Marta, ce anume? Că urgentul te poate duce în starea de a nu mai, de a nu te mai putea concentra asupra importantului. Important era el atunci, în casa aceea. Dar Marta, o femeie de acțiune, doar a fost apostrofată de Iisus, n-a spus că face rău, ci a spus, ai grijă care e ordinea. Deci ce lucrul care este lăudat de Iisus și care trebuie făcut, care era? Părtășia. Devoțiunea. N-ai voie să treacă o zi fără părtășie cu Domnul, fără părtășie în familie. Nu lăsa urgențele să-ți sufoce importantul, părtășia. Pentru că o viață care e trăită sub presiunea urgențelor te va face să-ți asumi responsabilități pentru alții și să ți le ignori pe ale tale. Dar o viață echilibrată înseamnă să-ți asumi responsabilitățile cele mai importante înaintea celor urgente. De aceea, lucrul care trebuie să-l ai mereu, să-l faci mereu, este părtășia cu Domnul, relațiile cu ai tăi. Și știți ce spune Iisus la finalul discuției cu în casa aceea și cu Marta? E că Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Ce vrea să spună Hristos este că atunci când investești în ce trebuie, aia nu se pierde. Aia produce, aia te ține în echilibru. Ți se pot lua posesiunile, libertatea, da? Dar nimeni nu se poate lua relația cu Iisus Hristos. De aceea citim despre cei care au suferit martirii noștri și în secolul 20 și cei din țară care au fost băgați în închisorile comuniste, că și acolo în închisoare ei nu s-au panicat, nu și-au pierdut credința, cei mai mulți. Pentru că aveau ce era esențial, lucru care trebuie. Părtășia cu Iisus. Vurbrand povestea de cum se ruga el în închisoare la 10 metri sub pământ, fără lumină, fără să aibă dreptul de a vorbi, de pe buze, de pe buze se ruga. Și în fiecare duminică, el singur făcea o slujbă, o liturghie. Singur. Se ruga, din memorie, cuvântul, își predica. Cu colecta să stea mai rău, dar știți ce colectau, apropo, unii dintre ei acolo? Firimituri de pâine pe care le ascundau undeva în cămașa de pușcăriaș ca să le aibă pentru cina Domnului. Că nu aveau
voie de așa ceva. Și se strângeau toți, indiferent de denominație, de biserică, și aveau Euharistia. Euharistie, cina Domnului, de fapt, Euharistie înseamnă mulțumire. Nimeni nu poate să-ți ia așa ceva, nici măcar închisoarea. De aceea, întrebarea pentru tine este, cum stai cu prioritățile? Cum stai cu importantul? Cum stai cu părtășia? Ai tu ce trebuie? Că asta i-a spus Iisus Martei. Maria și-a ales partea cea bună. Care e asta? Un singur lucru trebuie. Când eu sunt aici, să stai cu mine. Să ai părtășie cu mine. De aceea Psalmul 27:4 spune că un singur lucru doresc, să stau în prezența Ta, Doamne. Că casa Domnului înseamnă prezența Lui Dumnezeu, fața Domnului. Contemplarea e înaintea îngrijorării. Dorești tu lucrul acesta? Acum este părtășia cu Domnul lucrul esențial în viața ta? Așa să te ajute Domnul. Ultimul gând pe care l-am, Filipeni, capitolul 3, din nou expresia apare când Pavel vorbește despre premiul chemării cerești. O imagine foarte frumoasă. Zice, acum eu mă duc, el chiar din închisoare epistola asta. Și se gândea la viitor. Și el spunea printre altele că le socotește pe toate ca un gurnoi ca să-L câștige pe Hristos, puterea învierii Lui, părtășea suferințelor Lui. Și spune, alerg înainte, versetul 12, alerg înainte căutând să apuc premiul acesta, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Foarte frumoasă expresia. Fraților, zice Pavel, nu, eu nu cred că l-am apucat premiul chemării cerești încă, dar fac un singur lucru. Din nou. Faci un singur lucru. Care este lucrul special pe care trebuie să-l faci? Și răspunsul lui, uit ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Alex pe țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Admirativ aici este viziunea, capacitatea de a se orienta corect în viață. Și el spune, multe lucruri sunt în jurul meu, dar mă concentrez la ce trebuie. Și asta înseamnă să faci un singur lucru. Care era acesta? Să te concentrezi la lupta spirituală. Să perseverezi până la capăt. Să te disciplinezi. Că dacă nu, spune Pavel, eu însumi pot fi lepădat, cât o fi eu de mare predicator. Deci concentrarea la cele duhovnicești, preocuparea pentru cele spirituale, disciplină. Dacă auziți astăzi că tot cad pe capete lideri și predicatori, e din acest motiv. Uitați-vă la viața lor atent și veți vedea că lipsea ceva. Concentrarea pe cele duhovnicești. Se relaxează. Unii se relaxează prematur. Și cred că nimic nu-i poate atinge. Nimeni care stă în picioare să ia seama, care crede că stă în picioare, zice Pavel, 1 Corinteni 13:12. Nimeni care crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 1 Corinteni 10:12. De ce pierdem în viață? Foarte multe. Din lipsa concentrării. Da. Ne defocalizăm. Ca și în sport. Mă mai uit la sport. Acum nu m-am uit. Dar am jucat mai multe sporturi așa și știți ce este în sport. Ca o regulă. Dacă faci o singură greșeală, calci un regulament, nu ești atent la minge, la joc, pierzi meciul. Asta se întâmplă cu unii. Dacă ești pe șosea, conduci mașina și nu ești atent o secundă, poți omorî pe cineva, poți accidenta pe cineva. Pe dacă nu ești atent în viața ta și permiți
unui păcat să pătrundă în mintea ta, în obiceiurile tale, îți va distruge viața. Toți cei care sunt dependenți de pornografie, de jocuri, de noroc, știu, de alcool, de alte substanțe, exact asta spun, au permis din neatenție, din neveghere, să pătrundă un lucru în viața lor. Rău. Și pot pierde totul. De aceea, ce spune Pavel aici, este, fraților, până la capăt, vegheați asupra căilor voastre. Sunteți într-o luptă spirituală angajați. Disciplinați-vă, concentrați-vă la lupta spirituală ca să ajungeți până la capăt. Credeți că Domnul Iisus Hristos a ajuns la cruce așa, fără pregătire? Să știți că Iisus Hristos a biruit la cruce și moartea și răul și pe diavol. Știți de ce? Pentru că înainte a biruit ispitele. Deci înainte de a vorbi despre o biruință metafizică, trebuie să vorbim despre biruințe morale. Ăsta a fost secretul în viața lui Iisus. Și așa a ajuns la capăt Domnul nostru. El e modelul nostru. Trei priorități. Iisus își cere ceva. Dacă îți lipsește un lucru, poate fi disponibilitatea, angajamentul, să fii pregătit, orice îți cer El, să-L asculți. Doi, ceea ce trebuie să faci, să nu lipsească niciodată, este părtășia ta. Să ai relații sănătoase cu ai tăi, cu Domnul. Trei, până la capăt, să fii concentrat. Acest lucru să-l faci. Un singur lucru, să te concentrezi pe lupta spirituală, să perseverezi, să te disciplinezi. Toată viața ta va arăta altfel dacă lucrezi cu aceste priorități. Asta a făcut Domnul nostru. Asta trebuie să facem și noi. El e modelul nostru, de aceea a biruit, de aceea a ajuns unde a ajuns și poate să fie mijlocitor pentru noi acum. Avem un minunat model de om care știa, de cineva care știa ce face, încotro se duce, ce trebuie să lucreze în viața lui ca să ajungă până la capăt. Și nu e aceasta dorința noastră? Deci luați acest mesaj pentru voi. Uitați-vă care e lucru, care poate lipsește, care este lucru pe care l-ați trecut la, nu mai sunt la zona importanțelor, importantului. Care este situația ta cu disciplina, cu perseverența? Lucrați acolo ca să puteți ajunge până la capăt să primiți premiul cămării cerești. O viață trăită după priorități va ajunge să aibă semnificație împlinitoare și pentru tine și pentru glorificarea Domnului nostru. Acestui Domn, Iisus Hristos, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.